Președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, trebucernice părinte, consilier de la Arhiepiscopia Timișoarei și reprezentant și al oaspeților noștri de seamă, ansamblul Banatul din Timișoara, care în anul acesta vor fi protagoniștii celei de-a 13-a ediții a festivalului La Obârșnii la Izvor Hariată, cu ajutorul lui Dumnezeu. După această perioadă de pandemie, își continuă cursul și vine din nou în întâmpinarea românilor din Ungaria, doamnă directoare a Liceului Românesc Nicolae Bărcescu din Jula, părinte profesor, reprezentant al Universității de Vest din Arad, doamnă președintă a Asociației Femeilor Ortodoxe din Arad, a distinse oficialități, preacuvioși, preacucenici părinți, dragi invitați și iubiți credincioși și membrii, sau să spunem, fiii duhovnicești ai Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Vă spunem tuturor bine ați venit la această nouă ediție a Festivalului de Păstrare și Promovare a Tradițiilor Populare Românești la Obârșnii la Izvor și o declarăm deschisă și, bineînțeles, dorim mult succes oaspeților noștri de suflet din Timișoara. Dincolo de rugăciunea înălțată către Bunul Dumnezeu, pe care și de data aceasta am înălțat-o în Catedrala Sfântului Ierarh Nicolae din Jula, împreună cu un alt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului și cu un sobor frumos de preoți și diaconi în prezența a peste 200 de credincioși de la diferite parohii din Timișoara, sau din împrejurimi, de la Giro și de la Ghiroda, și domnul primar a fost astăzi împreună cu noi. Iată că sunt și ceilalți credincioși din diferite parohii ale episcopiei noastre, care și în anul acesta ne-am adunat să ne bucurăm pentru câteva clipe, pentru un ceas sau două, de frumusețea portului, dansului și cântecului popular românesc, care a știut să mențină și să transmită în sufletele tuturor românilor bucuria și tradițiile noastre cunoscute ale românilor din totdeauna, care ne-au alinat necazurile în vremurile de încercare, ne-au însoțit la ceasuri de bucurie, la botez, la cununie și, bineînțeles, au adus veselie în sufletele noastre și la ceas ales de sărbătoare, cum este și acest festival. Mă bucur că după acești 2 ani de pandemie, 2 ani special, de multe restricții, de multe greutăți și probleme, de griji, de tot felul, iată că a rânduit Bunul Dumnezeu să revină cât de cât lucrurile puțin la normal și să putem din nou organiza această manifestare, de data aceasta împreună cu Mitropolia Banatului și cu Centrul Județean de Cultură și Artă din județul Timiș, cu Consiliul Județean al județului Timiș și, bineînțeles, că dorim să aducem mulțumire pe această cale reprezentantului Mitropoliei, Părintelui Consilier Cultural Zaharia Pereș și, bineînțeles, și doamnei Liliana Laichici, directoarea Centrului de Cultură și Artă al județului Timiș, domnului Alin Nica, care este președintele Consiliului Județean și nu în ultimul rând, și Fundației Gabriel Bethlen din Budapesta, care ca de fiecare dată, în fiecare an, sprijină desfășurarea și organizarea acestui eveniment cultural de amploare la nivelul întregii episcopii și, bineînțeles, aș dori să aduc o mulțumire specială și familiilor domnului profesor dr. Ioan George Osva din Oradea, care ne-a sprijinit și el în mod concret, sau familiei Vraja din Arad, care de asemenea au fost alături de noi în organizarea acestui festival. Așadar, după mulțumirea adusă în Biserică Bunului Dumnezeu, dăm cuvântul oaspeților noștri de seamă de la ansamblul Banatul din Timișoara. Le dorim mult succes și pe dumneavoastră vă îndemn să vă deschideți inimile pentru câteva ceasuri și să vă bucurați
de această comoară de mare preț a portului, cântecului și dansului popular român.